Avocatul familiei Tonel Pop face declarații. Bun, domnule avocat, vă prezentați, iată, în această dimineață pentru această recoltare de probe. La ce să ne așteptăm astăzi? Nu știu, vedem, se vor recolta aceste probe. Deja au sosit acum 2 minute, au intrat cu mașina IGPR-ului, au intrat în curte și noi, într-adevăr, suntem de acord să ne supunem acelei hotărâri judecătorești, fără mandat, fără alte probleme. O să aveți acces în acea sală în care se recoltează probe și dumneavoastră? Cred că da. Vă mulțumesc, vorbim după. După făcute de FBI vor fi concludente, vor lămuri misterul. Eu mi-am exprimat opinia foarte clară despre acest tip de ADN, care nu este ADN-ul amprentă umană, este altceva. Deci numai că este o altă procedură, este un alt fel de ADN, este un ADN care l-au pot să-l aibă sute de mii de persoane același ADN. Pe când acela, care îl știm cu toții, ADN-ul amprentă, amprenta genetică, numai o persoană sau în cazuri rarissime la 1 milion de oameni, e exact invers, știți? Aici pot avea 1 milion de oameni un ADN, ăsta care îl caută dânsii, pe când dincolo, un singur ADN aparține unei persoane și una la 1 milion poate să aibă același ADN. E posibil să meargă la DICOT, mama Luizei, astăzi pentru declarații? Știți ceva de asta, domnule avocat? Da, noi am rugat să mergem să discutăm inclusiv cu domnul procuror general, cu președinta CSM-ului, pentru a încerca să calmăm aceste lucruri, să revenim pe un făgaș normal și dânsii pot fi un arbitru îndrituit de lege în acest sens. Și unde mergeți până la urmă astăzi? Avocatul pe aici, Tonel, dar unde mergeți până la urmă astăzi? La CSM? La CSM?